veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Lăudat să fie Domnul! Ne vom opri în dreptul expresiei biblice: oricine se laudă, să se laude în Domnul. Expresia aceasta se găsește în Vechiul Testament, în cartea profetului Ieremia, capitolul 9, versetele 23 și 24, direct sub expresia: așa vorbește Domnul, înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui, ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere și că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă, judecată și dreptate pe pământ, căci în aceasta găsesc plăcere eu, zice Domnul. Iar în Noul Testament o putem cita din a doua Corinteni, capitolul 10, versetul 17, unde Pavel scria: ci oricine se laudă, să se laude în Domnul, pentru că nu cine se laudă singur va fi primit, ci acela pe care Domnul îl laudă. Haideți să ne uităm prin Scripturi ce putem înțelege din expresia aceasta, sau cum ar trebui să procedăm când vrem să lăudăm pe Domnul sau când vrem să apreciem activitatea cuiva, viața lui. Aceasta are un înțeles cu atât mai mare și mai necesar, cu cât în vremea noastră, în timpul din urmă, potrivit cu profețiile biblice, trăim timpul lăudăroșilor. Așa spunea Pavel în 2 Timotei, capitolul 3, unde, printre alte stări firești, el zice că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, și în mod logic, ce urmează după ce te crești cineva pe tine și banii tăi și te-ai trudit pentru ei? Lăudăroși. Expresia aceasta în limba greacă, alazon, era luată din perimetrul laic. Erau alazon medicii vraci care umblau cu leacuri de vânzare și spuneau că leacurile lor sunt bune de orice. Adică ei sunt în stare să vindece orice. Și oriunde era un pic de piață, își scoteau marfa și spuneau: astea sunt leacuri bune de tămăduit. De asemenea, avem expresia alazoneia sau lăudăroșenie tradusă, adică să-ți asumi calități demne de lăudat, dar pe care tu nu le posezi sau pe care le ai doar în parte, să zicem într-o cotă de 20-30%. Deci așa ceva este în lume, a fost și este. Iar în biserică, datorită felului în care se prezintă realitatea, adică noi suntem mântuiți prin har, Dumnezeu este totul, noi suntem o creatură reprelucrată, ne-am bucurat pe lângă harul creației și de harul mântuirii, de a fi născuți din nou, și în biserică, în ce privește lauda, nu este loc pentru ea, decât pentru lauda în Domnul. Așadar, să pornim în studiul acesta, pe care l-am împărțit în două: o primă parte, lauda pentru Domnul, și o a doua parte, lauda cuvenită oamenilor. Vă citesc în ce privește lauda pentru Domnul, mai întâi din 1 Cronici, capitolul 16, pentru ca să dăm o valoare și mai mare acestui subiect, de la versetul 34 la 36, un final a unei cântări de laudă. Lăudați pe Domnul căci este bun, căci îndurarea Lui ține în veac. Ziceți, deci datorită acestor motive: mântuiește-ne, Dumnezeul mântuirii, strânge-ne și scoate-ne din mijlocul neamurilor. Cu ce scop? Ca să lăudăm numele Tău cel Sfânt și să ne punem slava în a Te lăuda. Adică culmea bucuriei noastre, pasiunea noastră, să fie lauda pentru Domnul. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeul lui Israel din veșnicie în veșnicie. Și tot poporul a zis: amin, și lăuda pe Domnul. Domnul merită să fie lăudat pentru mântuirea care a realizat-o
și în care ne-a prins și pe noi. Planul de mântuire este o lucrare de artă, pe de-o parte. Este o lucrare binefăcătoare pentru noi. Dumnezeu ne-a mântuit din iubire, ne-a conferit toate titlurile și toate drepturile. De aceea voi citi din 1 Corinteni 1, de la versetul 28, unde credincioșii sunt văzuți ca o realizare a lucrării lui Dumnezeu prin Cel care este chipul lui Dumnezeu, prin Cel care s-a efectuat mântuirea prin Domnul Iisus. Și Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile disprețuite, ba încă lucrurile care nu sunt, ca să nimicească pe cele ce sunt, pentru ca nimeni să nu se laude înaintea lui Dumnezeu. Și voi, prin El, sunteți în Hristos Iisus. El a fost făcut de Dumnezeu pentru noi înțelepciune, neprihănire, sfințire și răscumpărare, pentru ca, după cum este scris, cine se laudă, să se laude în Domnul. Și atașăm Efeseni 2 cu versetele 8 și 9, unde în aceeași idee este scris, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Mântuirea este o lucrare de laudă, dar nimeni dintre noi nu merită să fie lăudat în ce privește mântuirea. Numai Domnul, că El a realizat mântuirea. Nimeni dintre noi nu poartă titlul, fie cât ar fi de mic, de mântuitor. Unul singur este mântuitor. Noi poate ne-am obișnuit, unii sunt născuți în biserică și li se pare că moștenesc harul acesta al mântuirii. Nu? Fiecare dintre noi l-a dobândit în mod personal și particular. Și vă puteți imagina că un înger de cel mai înalt rang a venit într-o zi și v-a dat titlul de proprietate, cel puțin în faza de mântuire derulată deja. Iar când vom fi întâmpinați la porțile veșniciei, pe titlul nostru de mântuire va figura doar numele lui Dumnezeu și al Fiului Său. Nu vor mai fi alți operanți acolo, că am meșterit și noi ceva, nu. Lauda pentru mântuirea veșnică îi se cuvine lui Dumnezeu. Dar pe lângă mântuirea în sine, toate lucrările care le realizează El în biserică, de fapt, îndrăznesc să spun că Dumnezeu ne-a prins pe noi în lucrare, nu pentru că n-ar fi putut să ne mântuiască singuri. E un har și de dragul nostru ne-a abonat pe unul predicator, pe altul cântăreț, pe un altul proroc. Acestea nu sunt un motiv de laudă pentru noi că L-am ajutat și noi pe Dumnezeu la mântuire. Sunt tot un motiv de laudă la adresa Lui pentru felul în care El lucrează prin noi. Iată ce zice Pavel în 1 Corinteni, capitolul 4, versetele 6 și 7. Fraților, pentru voi am spus aceste lucruri în icoană de vorbire cu privire la mine și la Apollo, ca pre noi înșine să învățați să nu treceți peste ce este scris și niciunul din voi să nu se fălească deloc unul împotriva celuilalt. Căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care nu l-ai fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Dumnezeu dă un dar omului să lucreze. Și chiar dacă îl dă, dacă nu vrea să-l folosească, nu ești decât un vas în care nu se pune nimic. Cu ce să te lauzi? Că stai pe rapt și îți aștepți rândul să curgă un de lemn în tine? Și pentru toate lucrările care sunt făcute de Dumnezeu, și pentru că noi nu avem date despre veșnicia trecută, și prea puține despre veșnicia viitoare, dar Dumnezeu rămâne, a fost și va fi Dumnezeu, pentru toate Dumnezeu merită să fie lăudat. Iată un moment care se va împlini în viitor, profețit în Isaia 25:1, ocazie de laudă pentru Dumnezeu. Doamne, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine Te voi înălța, laud numele Tău, căci ai făcut lucruri minunate, planurile Tale făcute mai dinainte s-au împlinit cu credincioșie. De aceea, fie și rămână numele Domnului lăudat de acum și până în veac. Dacă merită să fie lăudat, întreb, cum
să-L lăudăm. Ce proceduri avem la îndemână să-L lăudăm. În Psalmul 148 este prezentat universul într-o secțiune verticală și iată ce scrie aici de la versetul 1. Lăudați pe Domnul, lăudați pe Domnul din înălțimea cerurilor, lăudați-L în locurile cele înalte, lăudați-L toți îngerii Lui, lăudați-L toate oștile Lui, coboară mai jos, lăudați-L soarele și lună, lăudați-L toate stelele luminoase. Versetul 5, să laude numele Domnului, că ce L-a poruncit și au fost făcute. Versetul 7, coboară la noi, lăudați pe Domnul de jos, de pe pământ, balauri de mare și adâncuri toate, foc și grindină, zăpadă și ceață, vânturi năprasnice care împlinesc poruncii Lui, munți și dealuri toate, pomul uditor și cedri toți, fiare și vite toate, târătoare și păsări înarăpate, împărați ai pământului și popoare toate, voivoți și toți judecătorii pământului, tineri și tinere, bătrâni și copii, să laude numele Domnului, căci numai numele Lui este înălțat. Măreția Lui este mai presus de pământ și de ceruri. Deci, toate ființele vii și chiar materia în mișcarea ei poate să aducă o laudă lui Dumnezeu. Laudă care nu trebuie să fie întreruptă după cum constelațiile se mișcă fără încetare. Sunt atâtea versete în psalm, te voi lăuda în orice vreme, lăudați pe Domnul întotdeauna, sunt psalm de laudă. Dacă ar fi prin Duhul să ne putem apropia de cetatea Dumnezeului nostru, cum e scris în Psalmul 48, vom auzi sau am auzi laudele care îi se aduc la adresa lui Dumnezeu. Noi, ca și oameni aici, în postura noastră terestră, trebuie să lăudăm pe Domnul prin toate formele verbale de exprimare, prin cântare, prin rugăciune, prin povestirea lucrărilor Lui minunate. Alții prin versurile lor, în tot felul în care te-ai putea exprima. Ba uneori putem să ne exprimăm și prin exclamații, așa cum avem noi acea frumoasă cântare, O Doamne mare, când privesc eu lumea, atunci scând, Măreț Stăpânitor, când văd numele Tău care este ca și o emblemă pe întreg universul care L-ai creat. Profetul Osea spunea în capitolul 14, versetul 2, ceea ce în Noul Testament este cu atât mai necesar, pentru că sistemul jertfelor nu mai are continuitate, aduceți cu voi cuvinte de căință și întoarceți-vă la Domnul, spuneți-i, iartă toate nelegiuirile, primește-ne cu bunăvoință, e vorba de harul mântuirii, să ne-l dea, și îți vom aduce în loc de tauri lauda buzelor noastre. Exact ideea aceasta este scrisă în Noul Testament, în Evrei, capitolul 13 cu 15. Prin El, adică prin Iisus, să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, adică rodul buzilor noastre, care mărturisesc numele Lui. De aceea să-I cântăm, să-L lăudăm și în vreme bună și în vreme rea. Sigur vă este cunoscut momentul de întemnițare a apostolului Pavel din Filipi, când la miezul nopții legat în butuci cânta imnuri de laudă, pentru că, deși el n-avea motive de bucurie privind pe moment, dar slava lui Dumnezeu nu putea fi umbrită de un penitenciar, întreg universul arăta gloria lui Dumnezeu și pentru cine l-are în minte, celula lui, nu poate fi nici măcar cât o frunză care ar face umbră. De aceea el scrie în mai multe epistole, eu citesc doar dintr-una, Efeseni 5 cu 19, vorbiți între voi cu psalmi și ei sunt plini de laudă, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. De aceea folosiți cântarea, nu neapărat numai ca o repetiție pentru perspectiva unui program în derulare și folosiți-o în diferite ocazii pentru a lăuda pe Domnul. Iar cât despre timpul de laudă din rugăciune, vă citesc din cuvintele Domnului Iisus, Matei capitolul 11, versetele 25 și 26. Acestea așa au loc în mod special
când vedem lucrarea lui Dumnezeu sub diferitele ei forme, minunile sale. În vremea aceea Iisus a luat cuvântul și a zis, te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Și a revenit asupra ideii, da, Tată, te laud, pentru că așa ai găsit-o cu cale. Domnul Iisus vedea în stilul Tatălui un motiv de laudă. Dar pe lângă exprimarea în cuvinte, noi trebuie să avem o exprimare faptică prin caracterul nostru, care trebuie să fie tot o laudă adusă lui Dumnezeu. Iată ce scrie Petru în epistola sa, cea din 1, capitolul 2, versetul 12. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele, prin faptele voastre bune pe care le văd, să slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării, sau să-L laude, să-I aducă glorie. Nu cumva să cădem în ispita aceea scrisă despre evrei în Tit 1:16, de a-L lăuda prin cântare și, în schimb, de a-L dezonora prin trăire. Ei se laudă că cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele îl tăgăduiesc că sunt o scârbă, nesupuși și netrebnici pentru orice faptă bună. A lăuda pe Dumnezeu cu gura, dar a-L necinsti cu fapta este ca și cum ai avea o conservă și să aibă o etichetă lux, să scrie că este un produs special și tu, după ce ți-ai deschis apetitul, să o desfaci. Și dintr-o dată să trebuiască să-ți îndepărtezi organele de simț, că miroase urât și nu este comestibilă. Iată ce zice în Filipeni, capitolul 1, versetul 11, care ar trebui să fie starea noastră în faptă, plin de roada neprihănirii, prin Iisus Hristos, că doar El este pița, noi suntem mlădițele, spre slava și lauda lui Dumnezeu. Adică exact imaginea aceea din Ioan 15. Noi prin El facem să se aducă o laudă pentru vier. Ce grădină frumoasă are! Și apropo de fructe, vreau să vă dau un verset din Levitic, capitolul 19, versetul 24. Un caz practic, efectiv, de laudă pentru Domnul. În al patrulea an, toate roadele să fie închinate Domnului, spre lauda Lui. Tot ceea ce ar fi cules din pomi, să le pun în coș, astea sunt pentru Domnul. Să-L lăudăm că ne-a dus într-o țară plină cu pomi roditori. Interesant. O laudă pentru Domnul printr-o dărnicie. De altfel era provenită din natură. Și Dumnezeu era Cel care a realizat hibrizia aceea original, zis așa. Însă și existența mântuiților este o laudă pentru Dumnezeu. Dacă ar fi, nu se poate cu mintea, nici cu ochiul nostru percepe, să te uiți undeva dintr-un colț al Universului. Este ceva subiectiv ce spun eu, dar are o imagine. Noi mântuiții suntem ca niște stele. Și câte stele are cerul, n-ar fi fost așa de frumos dacă n-ar fi fost și stelele astea noastre. Că Dumnezeu din găuri negre a făcut stele, din zgură a făcut aur. Iată ce scrie în Efeseni, capitolul 1. Și gândiți-vă la momentele de după cartea Apocalipsei sau din vremea aceea, când oștirile cerești vor aduce laudă lui Dumnezeu, când vor răsări din morminte și când se vor înălța prin schimbare sfinții de pe pământ. Efeseni 1:5-6. Ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos după buna plăcerea voii sale, spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a dat în preaiubitul Lui. Și 14. E vorba de Sfântul Duh și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Adică îi va crește slava lui Dumnezeu, va avea o laudă în plus pentru existența mântuiților. Ei, cred că ne-a fost clar, dar acum ne-a fost actualizat pentru a fi mai eficienți în lauda care o aducem lui Dumnezeu, mai prompți. Acum trec la partea a doua, lauda cuvenită oamenilor. În primul rând, nimeni să nu se laude pe sine sau singur. Asta
se știe și prin regulile bunei cuvinți, lauda de sine nu miroase a bine. Adică orice laudă de sine, de orice formă e fea, este o evaluare subiectivă. Tu nu te poți vedea exact pe tine cine ești. Inima este nespus de rea și înșelătoare și este fără de folos. Și vă voi citi argumente biblice pentru această afirmație. În mod special în 2 Corinteni avem de-a face, sau mai exact Pavel a avut de-a face, cu unii care obișnuiau să se laude. Citim câteva versete de aici, mai întâi 3 cu 1. Începem noi iarăși să ne lăudăm singuri? Sau nu cumva avem trebuință ca unii de epistole de laudă către voi sau de la voi? Că ispita asta de a te lăuda te poate face să scrii tu o epistolă de laudă sau să simți nevoia să te laude altul și atunci să scrie el o epistolă de laudă sau ei. În aceeași epistolă trecem la capitolul 10 de la versetul 12. Pavel zice, negreșit, n-avem îndrăzneală să ne punem alături sau în rândul unora din aceia care se laudă singuri. Ei se lăudau pentru realizările lor, pentru poziția lor, chemarea lor, poate pentru pocăința lor. Dar ei, prin faptul că se măsoară cu ei înșiși și se pun alături de ei înșiși, sunt fără pricepere. Adică te măsori tu cu tine însuți. Dar ce te poți măsura? Tu ești subiectiv în aprecierea ta. În acest context apare expresia de la care am pornit, versetul 17. Oricine se laudă, să se laude în Domnul, pentru că nu cine se laudă singur va fi primit. E un proces verbal pe care nu ți-l bagă nimeni în mapă. Îl ții așa pentru tine, să ți-l fluturi, să faci aer. Și la acela pe care Domnul îl laudă, va fi o vreme când Dumnezeu va aduce laude celor care le merită. 11 cu 16, Pavel în încercarea lui de a-i lămuri pe corinteni, a apelat la stilul acesta pe care îl caracterizează astfel. Iar răspund, să nu mă creadă nimeni nebun, sau în mintea, suferiți-mă măcar ca un nebun ca să mă laud și eu puțin de el. Zice, numai dacă aș face pe nebunul m-aș apuca să mă laud și eu. Și 12 cu 1, e nevoie să mă laud, adică trebuia să se explice de fapt pe sine chemarea lui, lucrarea lui în raport cu acelorlalți, dar iată ce zice el, măcar că nu este de folos. Deci nu există randament în lauda de sine. Nu se merită numai dacă e slab, te-a pus să o faci. Ca și cum ai fi într-o masă de oameni și tu ai 1,70, acolo sunt și de 1,80 și de 1,65. Și tu să le tot spui, măi, eu sunt de 1,70. Stai, omule, că vedem și noi, ca unii ești mai mic, ca alții ești mai mare, ce tot ne spui. Tot în ce privește lauda de sine care este interzisă, chiar dacă ar fi cineva să spună ceva despre sine, cum a fost cazul lui Pavel, iată ce zice el aici de la versetul 2. Cunosc un om în Hristos, nici măcar n-a zis, un om, e tare, te-ai vorba de el. Un om, dar și acela, nu el, în Hristos, care a fost răpit și zice el în versetul 6, chiar dacă aș vrea să mă laud, n-aș fi nebun. Adică n-ar exagera lucrurile cu nimic, ca acei vraci din antichitate, căci aș spune adevărul. Dar mă feresc, ca să n-aibă nimeni despre mine o părere mai înaltă decât ce vede în mine sau ce aude de la mine. Deci, în mod normal, se vede ce ești sau se aude ce ești, nu mai trebuie să recurgi la laudă. Sunt forme și mai grave de laudă de sine, zicea înțelept un proverbe că unii se laudă pe nedrept cu dărniciile lor, adică orică nu le-au făcut ei, n-au fost banii lor, orică se laudă că le vor face, dar nu se știe pe când. Dar zice în Iacov capitolul 4 despre unii care se laudă cu potențialul lor, considerându-l de fapt o formă efectivă, realizată. 4 cu 15 și 16. Zice el, pentru cei care vor spune, o să plecăm din țară și o să facem mulți euro. Voi, dimpotrivă, ar trebui să ziceți, dacă va vrea Domnul, asta e tot în Domnul, vom trăi și vom face cu tare sau cu tare lucru, pe când acum vă făliți cu lăudăroșiile voastre. Orice laudă de felul acesta este rea. Și dacă e rea, rea este. Există totuși situații când trebuie să avem anumite aprecieri despre noi, în sensul de a relata într-o lucrare în care ai fost implicat, poate trebuie să punctezi chiar care a fost rolul tău. Sau în timp ce pomenești despre alții, să spui că și tu ai fost prins în lucrarea aceea. Aprecierile acestea nici de cum nu trebuie să se transforme în laude, ci să
tindă spre un centru de greutate între noi, ca oameni, și între noi și Dumnezeu. Ce vreau să spun prin acest centru de greutate? Vă citesc mai întâi din Iacov 1 cu 9 și 10. Fratele dintr-o stare de jos să se laude cu înălțarea lui. Foarte ciudat. Bogatul dimpotrivă să se laude cu smerirea lui, că-și va trece ca floarea ierbii. Deci chiar dacă trebuie un bogat să spună, uite, casa asta mare este a mea, să nu se cocoțeze undeva și să se laude, ci să se gândească că centrul de greutate nu e acolo. El să se gândească ce trecător sunt, cine știe peste 50 de ani cu eu să fie casa aceasta. Altul o să-și facă alta mai mare sau altul o are deja mai mare ca mine. Și atunci balanța nu se înclină în favoarea lui. Cel de jos să se gândească și el că în Hristos el poate să aibă o poziție mai înaltă. Și atunci toți luați împreună vom putea să stăm liniștiți și să funcționăm ca un trup. După cum într-un trup nu s-a lăudat niciodată ochiul să spună către nas, suntem doi și deasupra. Consideră că acolo este locul lor și că celelalte de asemenea sunt la locul lor și fiecare este util și are partea lui de lucrare, fiecare organ. În ideea aceasta citesc și din Galateni capitolul 6, unde avem iarăși o evidență a acestui centru de greutate, că nu cumva în plan religios să fim ispitiți. Scrie aici de la versetul 12. Toți cei ce umblă după plăcerea oamenilor vă silesc să primiți tăierea împrejur numai ca să nu sufere ei prigoniri pentru crucea lui Hristos. Căci nici ei, care au primit tăierea împrejur, nu păzesc legea, ci voiesc doar ca voi să primiți tăierea împrejur pentru ca să se laude ei cu trupul vostru. Să zică, ai văzut câți avem noi? Câți s-au pocăit la predicile mele. Voi n-aveți atâția. În ce mă privește, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită față de mine și eu față de lume. Și lauda asta poate să o împrumut eu oricare. Și iată cum, ca și altă dată în Corint, când a zis, da ce, eu am murit pentru voi? Petru a fost împărțit? Hristos? Și dintr-o dată i-a echilibrat. A zis, eu am semănat și eu să mă laud acum, eu sunt cu sămânța. Dar el a pus cântarul egal, stai, că pe celălalt tale este Apollo cu apa. Și da, la urma încheiat atât de bine. Dar nu eu și Apollo facem ceva, e Dumnezeu care face să crească. Uite, un om care, deși a recunoscut că el a semănat, că altul este cu udatul, a știut să pună centru de greutate pe toți, că Dumnezeu, ca și bogățiile pe pământ, n-a dat la o țară de toate și la altele nimic. Le-a repartizat. Dar cel care rămâne, creatorul și susținătorul, este Dumnezeu. Și atunci nici nu ne dezintegrăm, nici nu ne dezapreciem, ci rămân toate ca o constantă și Dumnezeu rămâne cel mai mare slăvit să fie în veci. Singura laudă care poate să existe în tine cu privire la tine și să fie reală, este cea pe care ți-o dă un cujet curat. Dar un cujet curat, luminat de Duhul Sfânt, îți va face doar aprecieri duhovnice și va spune, ești în credință, mulțumește Domnului. Nu te va face să zici, eu stare, căci atunci apare sesizarea și ne stă în picioare, atenție! Și în susținerea aceasta vă citesc 2 Corinteni 1 cu 12, unde Pavel zice, lauda noastră este mărturia pe care ne dă cugetul nostru. Zice el, n-avem nevoie de epistole de laudă, nici noi să ne lăudăm. Că ne-am purtat în lume și mai ales față de voi cu o sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu, bizuindu-ne nu pe o înțelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu, dar asta e tot o laudă în Domn. Sau mai degrabă este acea liniște că Dumnezeu te are sau că îl ai și El este în tine. Și când cugetul are liniștea aceasta, nu simte nevoia unei exprimări verbale de laudă. Ești liniștit și recunoscător lui Dumnezeu, lăudându-L pe El, de fapt, și în această stare. Și, în ultimă instanță, cu privire la ceilalți, laudă-i pe cei vrednici, dar cu măsură umană. Nu zeifica pe nimeni. Apreciază pe cineva, dar apreciază-l după capacitatea lui de om. Și aici le-am împărțit. Lauda în perimetru familiei și cea
la nivelul bisericii. În lume mai puține lucruri sunt de laudă, chiar dacă sunt de apreciat anumite valori profesionale sau alte situații, le dăm cinstea cuvenită și lor. Citeți din Proverbe 31 și verificați-vă, de la versetul 28. După ce este prezentată o femeie înțeleaptă în desfășurarea activităților cotidiene, scrie: fiii ei se scoală și o numesc fericită, bărbatul ei se scoală și aduce laude, zicând: multe fete au o purtare cinstită, dar tu le întreci pe toate. Deci nu să zici: toate femeile nu fac doi bani, dar tu ești grozavă. Nu, multe sunt femei bune, dar pe tine te văd deasupra. Cum obișnuia un frate să spună: caut o nevastă bună pe numele meu, mai sunt și altele, dar sunt pe numele altora. Se poate în familie să îți apreciezi partenerul, fără să-l zeifici, să-l apreciezi ca om. Versetul 30. Dezmierdările sunt înșelătoare și frumusețea este deșartă, dar femeia care se teme de Domnul va fi lăudată. Este ca o răsplată temerii ei de Dumnezeu. Răsplătiți-o cu rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății. Este normal să fie apreciată o femeie pentru activitatea ei din gospodărie, pentru o carte de vizită mereu curată, pentru ceea ce face ea. Evident, și în dreptul soțului se pot regăsi asemenea aprecieri. Și să nu uităm, în dreptul părinților, există acea poruncă a cincea, Exod 20:12, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta. Asta presupune să-i apreciezi, să-i lauzi, să le dai cinste vorbind bine despre ei, spunându-le ceea ce au făcut pentru tine, ceea ce au făcut pentru frații tăi. Poate părinții tăi au fost săraci când s-au căsătorit și acum tu locuiești într-o casă pentru că ei au muncit. Nu lăuda doar casa care a făcut-o vecinul, aceea ai văzut-o tu în timp ce a ridicat-o de la fundație până sus. Laudă casa în condițiile în care s-a putut și după stilul vremii, că nici stilul de acum nu o să rămână veșnic. Iar în biserică, pentru că suntem tot o familie, se merită să îi apreciem pe frați prin prisma realizărilor Duhului în diferite domenii. Dar vreau să ne uităm cum trebuie să fie formulările acestea. Știți, expresia aceea devenită de acum populară, că unul s-a dat jos de la amvon și cineva i-a zis: ai predicat grozav. Și el a zis: mi-a mai spus cineva. Cine? Satana. Nu în forma aceasta este binevenită lauda. Căci noi suntem sensibili dacă Pavel a avut un țepuș ca să nu se umfle de mândrie. Scrie în Evrei 11:39 despre unii care au suferit astfel: toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor. Și Dumnezeu s-a lăudat cu Iov. Și noi putem să ne lăudăm cu un credincios de-a lungul istoriei, cu credincioși din Biblie. Ăștia nu se mai umflă de mândrie, unul. Dar cât despre aceștia care trăiesc, cu atenție. Iată cum proceda apostolul Pavel, vă citesc din epistolele lui, 1 Corinteni 11:2. Le-a scris: vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile în tocmai cum vi le-am dat. Deci, gândiți-vă în mod concret la expresia aceasta. Ca și cum ar trece un predicator pe la noi după vreme și să ne spună: mă bucur de voi, biserică, pentru că atunci v-am sfătuit să vă preocupați de o dărnicie sau să fiți mai modești, cum este cazul acesta, sau mai evlavioși, și voi ați ținut cont de ceea ce Dumnezeu v-a sfătuit atunci prin mine. Trecem în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 12. Cu aceasta nu ne lăudăm singuri, iarăși înaintea voastră, cu expunerea lui, ci vă dăm un temei de laudă cu privire la noi, ca să aveți ce răspunde acelor care se laudă cu ce este la înfățișare, nu cu ce este în inimă. Deci, zice corintenilor, voi ați putea să ziceți, să vă lăudați cu Pavel și cu ceilalți, când ceilalți vă spune: noi suntem grozavi, corintenii să zică: nu e adevărat, Pavel a trudit aici la noi 1 an și 6 luni, Dumnezeu pe el l-a folosit să ne învețe. Nu vă dați voi mare apostol degeaba. Avem noi motive să apreciem pe Pavel în lucrarea aceasta. Deci era ca o necesitate, nu pentru a fi slăvit Pavel. Trec și în capitolul 8, versetul 18. Pavel și echipa lui erau implicați într-o strângere de ajutoare. Și el zice: am trimis cu el
Și pe fratele a cărui laudă în Evanghelie este răspândită prin toate bisericile. Când era vorba de a aduna bani, trebuia un om de încredere. Și pentru că banii se adunau din mai multe biserici și se îndreptau spre mulți credincioși, el a folosit un om care era apreciat. Și când oamenii auzeau de numele lui, puteau să spună toți, este corect, ne deschidem toată inima, este un om credincios. Este normal să faci o asemenea apreciere pentru ca oamenii să aibă încredere într-un om de nădejde, să nu-și dea banii pe mâna oricui, pentru că erau și atunci mulți care umblau și ar fi fost gata să adune bani pentru știu eu ce filantropie. Dar nu numai cu corinteni a procedat Pavel așa. Iată ce scrie în 2 Tesaloniceni, capitolul 1, versetul 4. Citim și 3 ca să înțelegem motivul de laudă. Trebuie să mulțumim totdeauna lui Dumnezeu pentru voi, fraților, cum se și cuvine, pentru că credința voastră merge mereu crescând și dragostea fiecăruia din voi față de ceilalți se mărește tot mai mult. De aceea ne lăudăm cu voi în bisericile lui Dumnezeu pentru statornicia și credința voastră în toate prigonirile și necazurile pe care le suferiți. Cum să nu te lauzi cu o asemenea biserică? Pentru că îi ajuți pe ceilalți spunându-le, fraților, frații din altă parte, cei din Tesalonic în cauză, cresc tot timpul spiritual, deși întâmpină necazuri, suferințe. Să-i vedeți cum se sacrifică, cum nu lipsesc, cum se preocupă. Cu asta încurajezi și pe ceilalți, spunându-le ca și cum ai fi la o clasă după ce ai venit de la alta. Copiii, la clasa cealaltă, i-am ascultat ce s-au pregătit pentru astăzi, numai de la 8 în sus am dat. Și aceștia se gândesc, ce bine că am învățat și noi, sau alții să spună, ei, de acum și noi învățăm, că poate numai mâine ne ascult. Iată cum este folosită în sens bun, fructificând realizările cuiva. Așadar, pentru tot și pentru toate, și întotdeauna, se cuvine laudă lui Dumnezeu. Cât privește de raportul nostru cu noi înșine, nu-și are locul lauda. Chiar dacă trebuie să zicem ceva, să ținem cont de toți ceilalți și de Dumnezeu în primul rând. Iar cât privesc cei de lângă noi, familia și biserica, să găsim doar formele de apreciere ziditoare, nu de provocare la ispită și nu de favorizarea unuia în defavoarea celuilalt care poate sunt egal, dar ție ți se pare că se pierde centrul de greutate. Vedeți, când s-au scris epistole acelor biserici din Cartea Apocalipsei, ele au fost apreciate pentru partea lor bună, dar în același timp au fost mustrate sau avertizate pentru scăpările sau deficiențele lor. Mare grijă când facem aprecieri între frați. De exemplu, predică doi oameni. Să-i spui unuia, frate, extraordinar ce te-a folosit Dumnezeu. Și celuilalt, bine că măcar nu te scapi să zici, tu de ce ai venit? Și s-ar putea aprecierea ta să fie subiectivă. Și s-ar putea pe unul să-l evacuezi în sus, așa, să-l scoți pe coșul de la casă, să se evapore, și pe celălalt să-i dai drumul în beci. În loc să-i lași să plece amândoi, cum au venit tot amândoi. Și închei cu două idei scurte. Lauda. În mintea și viața unui credincios ține cont de viața de aici și de cea viitoare. Noi aici ne lăudăm cu împărăția viitoare, iar dincolo în împărăția viitoare vom fi lăudați pentru ce am făcut aici. De aceea e diferență între noi și lume. Că ei aici au loc la toate. Iată ce zice în Evrei 3:6. Dar Hristos este credincios ca fiu peste casa lui Dumnezeu și casa lui suntem noi. Am înțeles figurativ, spiritual. Dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm, că cel mai interesant lucru care se poate lăuda un om este, eu sunt veșnic. Este mult mai grozav decât se laude unul să spună ce frumos sunt. Să te lau să spui, eu am valori veșnice, decât să spună unul, am 100.000 de dolari. Cu împărăția ne lăudăm. Viața viitoare este valoarea noastră și suntem încântați de ea. Iar când va veni Domnul, atunci se va privi în urmă spre ce ai făcut aici. Iată ce scrie în 1 Corinteni 4:5. De aceea, să nu judecați nimic înainte de vreme, până nu va veni Domnul, care va scoate la lumină lucrurile ascunse ale oamenilor, că sunt și dedesubturi rele, sunt și valori acoperite pozitive, și va descoperi gândurile inimilor. Atunci, fiecare
își va căpăta lauda de la Dumnezeu. Vei avea plicul tău, cât va fi de aurit ce va avea el, o să vezi tu. Dumnezeu va contabiliza toate și atunci va face aprecierile. Așa zice și Petru în epistola sa, în cea din tâi, 1:7, tot despre venirea Domnului și momentul intrării în împărăția sa. Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpără decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Atunci o să fim îmbrăcați în haina reală de mireasă. Atunci faptele tale vor străluci pe tine și vom vedea, pentru că vom fi împreună, că și atunci ce am primit e tot de la Domnul și tot se va întoarce ca o laudă spre Dumnezeu. Dar atunci când nu vei mai putea să păcătuiești, când nu vei mai fi ispitit și când vom fi pe deplin umpluți de Dumnezeu, vom putea să ne primim și noi fiecare partea noastră de apreciere, de laudă. Pentru că atunci dragostea va fi natura desăvârșită în care vom fi. Și acesta este cel de-al doilea gând care e valabil pentru acum și este o înțelegere de perspectivă pentru atunci. Zice Pavel în 1 Corinteni 13:4, că printre altele dragostea nu se laudă. De aceea puteți înțelege la nivel de familie, când soțul își iubește soția, nu o să spună tot timpul, eu sunt grozav, eu am, și despre ea nici să-mi amintească cum o cheamă. În iubirea lui pentru ea va face apreciere. În dragostea ta pentru frați îi vei cinsti cu cuvintele tale. Iar cum va fi când vom fi un plus de dragoste? Și acum trebuie să ajungem desăvârșiți, dar atunci nu va mai fi loc pentru altceva. Atunci Dumnezeu ne va lăuda pentru ceea ce am făcut, iar noi vom avea noi capacități să lăudăm pe Dumnezeu și să ne exprimăm. O, aducă Domnul momentul acela și pregătească-ne pentru El. Iar până atunci, oricine se laudă, să se laude în Domnul, așa cum am învățat din Sfânta Scriptură și cum Domnul poate să ne lumineze în mod desăvârșit. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.